Grădinița cu program prelungit numărul 9 este structura unității noastre școlare. La inițial, din grădiniță, făcea parte și corpul de clădire care a fost retrocedat și apoi a fost demolat. În prezent se construiește, am înțeles, sediul băncii BRD. La momentul respectiv, ni s-a cerut un acord, ca în calitate de vecin, privind construcția acestui sediu. Noi am eliberat acel acord cu mențiunea să se respecte toate reglementările în vigoare, reglementările legale în vigoare, pe care, sincer să fiu, nu sunt specialist în materie ca să pot eu să-mi dau cu părerea. Ce pot să vă spun acum este că se pare că nu a fost respectat tot proiectul, pentru că nu cred că așa cum este construită clădirea, îndeplinește cerințele legale în vigoare. Mi se pare că este prea înaltă și prea aproape față de corpul de grădiniță pe care îl avem noi în administrare. Cum au de suferit copiii? Copiii cum au de suferit? Deci, practic, începând până la, de dimineață până la 11, probabil soarele nu bate în ferestrele sălilor de clasă. Este și un ghinion, pe de o parte, pentru că toate ferestrele sălilor de clasă sunt îndreptate înspre miază zi. Ori înspre miază zi, acum s-a înălțat acest corp de clădire, care, într-un fel, ne obturează. Avem și câteva săli la care nu sunt probleme, pentru că este lăsat un culoar între corpul de clădire și celălalt vecin, curtea de apel, în așa fel încât la sala respectivă avem lumină de la soare. Dar a venit o solicitare din partea arhitecților care construiesc acum clădirea, să modificați clădirea pe care o administrați? Nu, am primit o adresă din partea constructorului, a proprietarului corpului de clădire, prin care ni se spune că aticul nostru, deci acoperișul, ar fi pe proprietatea lor să ne retragem noi, să modificăm noi acoperișul. Mi se pare cu totul și cu totul deplasat, adică chiar presupunând că o fi intrat cu 20 de centimetri pe terenul lor, dar clădirea este de atâta timp, ori ei n-au respectat distanța de 7 metri și îmi cer mie să mă retrag cu 30 de centimetri, mi se pare cel puțin deplasată această pretenție. Numele dumneavoastră? Mihuțioan, directorul școlii 3.